Cu 5 etape înainte de finalul sezonului regulat, CSU Suceava se află pe locul 2 în clasamentul seriei de est a diviziei A, la egalitate de puncte cu Știința Bacău. Campionatul se reia pe 17 aprilie, când Burlacu și compania vor evolua la Buzău. Până atunci, antrenorul Răzvan Bernicu speră să-i recupereze pe cei doi jucători accidentați, Olariu și portarul Tkaciuk. Aveam în plan să disputăm 4 meciuri amicale în această perioadă de pauză, dar cei de la Știința Bacău au primit o scurtă vacanță, iar cei de la CSU Galați au probleme cu banii. În aceste condiții vom disputa doar 2 meciuri împotriva celor din Focșani, cel mai probabil la sfârșitul săptămânii viitoare, la Suceava, a precizat Răzvan Bernicu.